arhiepiscopul Tomisului să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Mănăstirea Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului a îmbrăcat straie de sărbătoare cu prilejul hramului. Astăzi este o sărbătoare deosebit de importantă pentru noi creștinii și ne bucurăm să avem acest hram la mănăstire aici, deoarece prin această sărbătoare noi pomenim o minune mai veche și anume arătarea Maicii Domnului într-o biserică din Vlaherne în timpul unei slujbe săvârșite de Sfântul Andrei cu Epifanie, prin aceasta confirmându-ne și asigurându-ne de pronia pe care Sfânta Născătoare Dumnezeu împreună cu toți sfinții ne-o poartă nouă creștinilor. Încă de la primele ore ale dimineții, mănăstirea s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru zecile de credincioși care au venit la slujbă. Pentru ce ați venit să vă rugați? Pentru liniștea mea, pentru sănătatea copiilor, în general, pentru sănătate. Pentru sănătate, pentru spor în casă, pentru liniște sufletească. Prima dată care am venit acum astăzi, dar am auzit de această mănăstire, n-am venit până azi, e foarte bine. Mă simt așa ușurată, parcă sunt și bolnavă, m-am rugat pentru morți, pentru vii, pentru copii. Mănăstirea a fost ridicată la năvodare în anul 2009 pe malul lacului Tașaul.